Mijloacele auto neautorizate nu vor avea acces pe următoarele segmente de drum. Intersecția străzii Traian cu strada Termele Romane până la poarta 1 de acces în portul Constanța. Intersecția străzii Traian cu bulevardul Tomis până în piața Ovidiu. Prelungirea străzii Traian pe valea portului până la poarta 1 port Constanța. Intersecția străzii Traian cu strada Negru Vodă și intersecția străzii Negru Vodă cu strada Ecaterina Varga. De asemenea, mâine în intervalul orar 9:13. Utilizarea dronelor este interzisă. Singurii care au voie să parcheze sunt cei care locuiesc în zonă. Accesul acestora se va face pe baza unui act de identitate. Prezenți la eveniment vor fi și jandarmii. Aproximativ 250 de oameni ai legii din cadrul grupării mobile în cooperare cu IPJ, Serviciul Poliției Rutiere, ISU, Garda de Coastă și Poliția Locală vor asigura ordinea publică și siguranța persoanelor care vor participa la sărbătorirea Zilei Marinei Române. Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, jandarmii recomandă cetățenilor să nu participe la eveniment cu bagaje voluminoase, să supravegheze în permanență copiii cu care au venit și să acorde o atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale.